Salut! Este luna februarie și spânzul arată așa. Este o tufă destul de bogată. Ce a fost plantat aici acum 3 ani de zile. Pentru a vedea cât mai bine florile, putem tăia toate aceste frunze. Frunzele arată bine, sunt verzi, sunt sănătoase, dar chiar și așa, dacă vrem să ne bucurăm și să observăm mai bine florile, putem tăia toate aceste frunze. Și tufa nu este afectată absolut deloc dacă îi se taie frunzele. Arată cu totul altfel. Nici nu se puteau observa toate florile, cât de bogată era această tufă. Era acoperit de toate aceste frunze. Mai am și aici unul. El nu s-a dezvoltat la fel de bine, deși au fost plantați în același timp. Și cel plantat de anul trecut, unul roșu, care înflorește mai târziu. Bineînțeles, o hortenzie între ei. Nu uitați, dacă vreți să iasă în evidență mai mult florile spânzului, îi tăiați frunzele și va arăta mult mai ochios. Nu uitați să vă spălați bine pe mâini după ce ați tăiat toate frunzele acestei tufe de spânz, fiindcă seva lor este toxică. Și dacă aveți răbdare să fie polenizate florile și să formeze aceste păstăi, ele vor crește mari, vor dezvolta niște semințe ce se vor scutura în jurul plantei. Capsula cu semințe arată cam așa. În final, pe timpul verii, se desface când este coaptă și acum, în primăvară, deja am aici acești puiuți de spânz, încă doi aici, încă unul mic și pirav. Oh, sunt chiar mai mulți. Bun. Abia aștept să crească mari și să văd ce culoare au, dacă sunt de la planta aceasta grena sau dacă sunt de la cea albă, fiindcă ambele au avut semințe ce s-au desfăcut aici, în jurul lor. Pa, o zi frumoasă!